Să mulțumim prea bunului Dumnezeu pentru darul acestei sfinte liturghii. Preacuvioase Părinte Vicar, preacinstiți părinți, drept măritori creștini, este o mare prăsnuire pentru catedrala noastră. Este o dublă prăsnuire, fiindcă această frumoasă biserică, vă spun din ceea ce mi-a spus și mie Părintele Patriarh Teoctist, că ridicarea acestei catedrale a adus după sine și ridicarea acestui oraș, acestui județ, la rang de episcopie. Și această catedrală a fost închinată înălțării Domnului. În întreaga biserică ortodoxă, înălțarea Domnului este ziua eroilor. Eroii tuturor neamurilor creștine. Îi prăsnuim, fiindcă jertfa lor, jertfa vieților, pentru idealul patriei, a libertății, este o înălțare la cer. O înălțare a sufletului lor la Dumnezeu. Iată de ce această catedrală este o biserică închinată eroilor, este un monument al eroilor. Al eroilor din acest binecuvântat ținut al Bărăganului. Binecuvântat ținut și dăruit de Dumnezeu ținut al Bărăganului. La 40 de zile de la Sfânta Sa Înviere, 40 de zile în care Mântuitorul s-a arătat de multe ori ucenicilor Săi, învățându-i cele despre împărăția lui Dumnezeu, dar i-a și avertizat că se va duce de la ei, după ce le-a spus, iată, eu sunt cu voi în toate zile, până la sfârșitul veacurilor. Dar i-a avertizat că se va duce de la el, ucenicii întristându-se. Dar Mântuitorul i-a îmbărbătat spunându-le să nu se întristeze, că mergând la Tatăl, le va trimite lor pe Duhul cel Sfânt, Duhul adevărului, care va rămâne cu ei în veci și va pronia așezământul pe care el îl va întemeia în ziua pogorârii Duhului Sfânt, Sfânta Biserică. O va pronia până la sfârșitul veacurilor. Îi va învăța pe ucenici și pe toți cei care vor fi fii ai lui Dumnezeu întru Iisus Hristos tot adevărul. Îi va învăța pe ei și ei vor fi martori ai învierii Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și în întreaga lume. Lucru care s-a întâmplat. Este o mare bucurie și un mare dar pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni l-a făcut, dăruindu-ne bucuria
acestei mari sărbători. Moment de mare importanță, moment crucial în istoria mântuirii neamului omenesc. Și iată, în această zi a înălțării cu trupul la cer a Mântuitorului Iisus Hristos, a înălțării într-o slavă a Mântuitorului Iisus Hristos, vom face un parastas pentru fericiții titori ai Sfintei Catedrale acestea. Titori care au trecut prin porțile veșniciei și sunt în împărăția dreptilor. Avem și mulți titori care sunt în viață, pe care Dumnezeu i-a dăruit cu sănătate și pentru care ne rugăm, îi pomenim, atât pe titorii mutați într-o împărăție a ceilor, dar cât și titorii care sunt în mijlocul nostru și ne bucură cu prezența lor, cu generozitatea și noblețea lor sufletească arătată față de poporul creștin, credincios. După acest parastas vom ieși în fața catedralei și vom săvârși un parastas pentru eroii neamului, cei care cu multă noblețe sufletească și-au jertfit viața lor pentru ca noi să trăim în pace și cunoscând libertatea mărturisirii credinței într-un Mântuitorul Iisus Hristos. Mare noblețe pot avea acești oameni pe care de fapt îi numim eroi și merită pe drept acest titlu. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască pace și liniște sufletelor noastre. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că v-ați jertfit ați fi în zi de lucru și ați venit la Sfânta Slujbă. Dumnezeu să vă răsplătească în sutit și în mit jertfa voastră, având pace și multă bună sporire. Amin.